Bună ziua! Vreau să vă anunț că am analizat zilele acestea situația de la Ministerul de Interne, demisia domnului ministru Tobă, căruia de altfel vreau să-i mulțumesc pentru activitatea pe care a depus acolo. Este un bun profesionist, a organizat bine alegerile locale, a gestionat cu succes și situația de la inundații. Sper să-și clarifice cât mai repede situația, atât cu acuzațiile din partea DNA, cât și suspiciunile de plagiat pe care CNATCU sper să le clarifice într-un fel sau altul cât mai repede. Dată fiind situația, am analizat într-adevăr într-o primă fază și un interimat de câteva săptămâni pentru a avea mai mult timp să analizez diferitele opțiuni de ministru acolo. Am hotărât în cele din urmă să nu merg cu un interimat. Este un minister important care are atribuții importante în perioada următoare, inclusiv în organizarea alegerilor, asigurarea ordinii și liniștii publice, și cred că un interimat n-ar face decât să prelungească o stare de incertitudine care nu este deloc utilă și fructuoasă acolo. O să merg deci cu o propunere definitivă pentru următoarele 4 luni cât mai rămân din mandatul acestui guvern. Am hotărât în cele din urmă să merg cu un civil, la fel pentru cât mai multă echidistanță și echilibru, dată fiind sensibilitatea perioadei următoare. Trebuie să fiu sincer și să vă spun că n-am avut prea mult de ales, pentru că e greu să convingi pe cineva din afară să vină pentru 4 luni de zile la un minister care este un minister greu și cu activitate importantă. Așa încât am decis să-l propun domnului președinte pe Dragoș Tudorache, șeful de cancelarie de aici, de la guvern. Dânsul a avut ocazia în activitatea profesională a dânsului în anii trecuți să lucreze, să colaboreze cu Ministerul de Interne, deci cunoaște cât de cât cum funcționează ministerul. În această perioadă de când este la guvern, la fel a colaborat îndeaproape și cu domnul Tobă și cu Ministerul de Interne, și cred că dânsul este în măsură să facă față la provocarea care este în fața acolo la Ministerul de Interne. Sigur, am văzut în discuțiile, dezbatele din aceste zile, când s-a vehiculat și numele dânsului, că primul ministru Cioloș vrea să-și trimită omul acolo ca să influențeze alegerile, sau eu știu care partid să influențeze alegerile. I-am cerut domnului Tudorache să se gândească în perioada următoare, în primul rând să aibă discuții cu liderii de partide politice și să explice clar ce are de gând să facă și cum intenționează să organizeze lucrurile pentru alegeri într-un mod cât mai transparent și cât mai echidistant, și să se gândească chiar la soluții pentru o transparență cât mai mare a actului decizional acolo, mai ales cele legate de alegeri, dar și măsurile care urmează să fie luate. Și eu cred că dânsul va fi în măsură să facă față la provocarea de acolo. Un lucru e cert, în niciun caz dânsul nu va candida la alegeri, va rămâne până la sfârșitul mandatului, după care mi-a spus că intenționează să își vadă de treabă, deci nu cred că poate să fie acuzat că vor exista alt gen de interese de a influența alegerile. Eu am spus de la începutul mandatului că una din prioritățile acestui guvern este să organizeze alegerile într-un mod cât mai echidistant și cât mai bine. Cred că am reușit să facem acest lucru cu alegerile locale și sunt convins că vom reuși și cu alegerile parlamentare. La cancelarie, în locul dânsului, pentru că și dânsul ocupă în momentul de față un post de ministru, deci de membru al cabinetului, deci ca și șef al cancelariei pentru perioada care mai rămâne de 4 luni de zile, m-am gândit să-l propun pe domnul Paul Gheorghiu, care este în momentul de față șeful meu de cabinet, care cunoaște mersul lucrurilor la cancelarie, este cunoscut de toți miniștrii și cred că va face față acestei sarcini până la sfârșitul mandatului. Acesta era anunțul pe care vreau să-l fac. O să trimit astăzi propunerile domnului președinte și o să văd cu domnul președinte, probabil că
în cursul zilei de mâine o să depunem jurământul, după care domnul Tudorache, cum v-am spus, i-am cerut, după o discuție sigur cu conducerea ministerului, cu domnul Tobă, să vadă care sunt urgențele acolo, dar să ia să se explice inclusiv public cum se gândește să organizeze lucrurile pentru a elimina orice suspiciuni și pentru a asigura o cât mai mare transparență a procesului de organizare a alegerilor. Vă mulțumesc!